6 grădiniță, am primit informații că se discută, să trebuie să vină proiectanții, să iei măsuri, să vadă. Da, acolo trebuie să învață. Dar de întrebarea aceasta nu am să... Două locuri diferite. Da, nu a ajuns. Eu n-am informații, mă știu. Eu vreau dacă există așa o posibilitate la dumneavoastră, la înseamnă, să urgentați, fiindcă mai trebuiește și o perioadă de timp pentru a conecta. Mi-am zis. Și conectăm, noi am depus dimineața ambele instituții, și școala muzicală și școala sportivă. Marfa Bolantă, mă duc și ridic întrebarea ce este. Vă rog frumos, pentru că nu mai era întrebarea. Cu parcarea automobilului, domnul Vlad, pe lângă centrul de sănătate, iar astăzi, iar în stradă. Am vorbit de sumedenie de urs. Am vorbit, l-am atenționat de sumedenie de urs, să nu mai parcheze. Într-un timp era normal, luat de partea la așa. Da, da. Bun, am să mai intervenim, asta nu e. Am să trebuie intervenit așa ca să înțeleagă. Fiindcă asta este o întrebare nu lui personal, dar a localității. Aici merg rutierele, aici merg mașini de tonaj și mai ales dimineața e un butiaj acolo, din pricina aceea că se oprește cineva aici la parcare, se oprește și el se parcă. Nu e normal. Are omul nevoie, lasă-o parcheze în oraș. El acolo locuiește sau ce? Da. S-o parcheze în ograd. Care e problema asta? Dar sunt incomodități. Acolo mai sunt partea zilei, iarăși trebuie de vorbit cu doamna șeful de la farmacie, să o parcheze măcar în stradă aici alături. Sau ieși parcare vis-a-vis cu centrul de sănătate. Și toată ziua alu doamna asta, alu domnul Ganța, mai sunt mașini care stau pe partea carosară. Nu e normal. Este o parcare cât de cât nu e autorizată, dar deliberată cât de cât stradă. Dacă am început, la dumneavoastră situația când mergea în localitate. Da, să nu mergea nici 0 la 0, ceva caz greșit, din comun nu avem. Este necesar să intervenim cu cine președinte comisiei situații de risc la
familie social liberală. Este o problemă la doamna Incinscă, la Glorie 7, doamna 9. Problemă și problemă mare. Și necesar cu sistem social, de format comisia, vin și la fața locului, de la Direcția Protecției Drepturilor Copilului, să intervenim, că e problema. Asistent social nu depinde de formarea comisiei, este în funcție. Comisia nu putem forma comisiile până nu scrie pronunțarea cecului referitor la schimbarea consilierilor. Eu știința comisiei va fi mâine, da? Nu știu de ce se sună mâine. Da? Eu, după cum sunt informat, știința cecului va fi mâine și noi atunci să ne pricep consilierii care sunt validați la noi în momentul actual, ca să facem știința consiliului. Atunci când o scrie, atunci facem. Mai sunt întrebări care... Și totodată cu domnul Zoia, la studenților cei ce au blocat accesul la tot blocul, cele cum am vorbit. Problema acolo, toate mașinile de weekend, toate între teritoriul acolo și trebuie să stăm acolo de pasă. În parc, doamne, nu știu, între 3 și 5. N-am zis că este un bloc de mare tonaj de 5 tone. Și cu garajul, unde domnul Cucerea, în garajul. Nu, dacă nu, nu înțeles. Înseamnă, dacă nu înțeles, în gloatul Măcăra, în chiriața Măcăra, a deridicat, forțat garajul, dus la gunoi și acolo, numai nu de farmat, dar depozitat. Pentru că alt loc noi nu avem unde pui. Gloat forțat, de închis tot accesul în parc. Asta e întrebare, practic, colegii naționali, cred că din prisa la bariera și care s-au pus, nu e prea așa acces, dar aici e acces mare în parc. Și dacă am început cu domnul Zoia, mai avem câteva întrebări. Primul rând, eu astăzi am fost la cimitir, e cam o crescut, cam împădurit cimitirul. Rog frumos, nu la unii mormânturi, dar între mormânturi, toate drumurile, tăiat păsări până la rusele. Toți copacii care au fost săniți acolo, cresc copacii, doamne, trăiește, în carabe. Tăiat jos, cimitirul nu-i pădure, nu-i parc, dai cimitir. Dacă este un copacel frumos, amenajat, da, dar chiar am văzut aici pe dreapta, că nu-ți vom nu carpe, eu trec la vreo 5 mormânti în Brăjor, nu-i normal. Și trebuie de făcut împreună cu dumneavoastră ca șeful de economie. Dacă este necesitate, vă imitați pe domnul Vlad, pentru că oamenii au un comportament, cred, așa cam neadecvat, domnul care spune că e imposibil pe ceva, fiecare acolo tot se stăpâne. Asta, o întrebare. Și a doua, noi, în scrutinul de alegeri, au fost făcute multe misiuni, dar au fost propuneri de la cetățeni. Avem o problemă cu câinii vagabonzi în localitate. Gătiți un diviz de cheltuieli la Bunoiește, în cap, acolo unde e rupt dibuista, de făcut din grădit un teritoriu, lasă-i măcar de 100 de metri pătrați, cât de cât, sau vedeți cum o să aveți posibilitate, niște parte de biton de la vița de vie, de la depus sierța rabeță împrejur, câinii vagabonzi, nu se trebuie dus în corp. Până ce altii, noi n-avem drept să-i lichidăm, n-avem drept să-i ucidem, dar dacă i-am strâns într-un loc, s-ar putea de invitat și medicii de la firma Laica ca să-i facă o sterilizare acolo. Până ce asta e unica condiție, fiindcă, într-adevăr, chiar astăzi am avut o convorbire, câinii de la depozit central cu domnul Ganța, regia comunală, la voi, acolo s-o troaie de câini, nu pot trece oamenii pe lucru, fie drum. Florilor 6, Florilor 6, dar nu numai acolo, florilor astea, studenților 3, studenților 5, îți câine o grămăzâie și e organizat cumva, las fie contraplată, regia comunală să aveți așa o plasă de asta mare, de prins cum erau pe timpuri, comunismul, nu de prins pe niște, de dus încolo, nu de ucis, copii din drog și asta e un vandalism, dar de prins, de dus acolo, mâncare, ceva în găsinului, la urmă sunt rămășițe de la școli, de la grădinițe, le-am dat să mănânci și alții nu moară de foame, dar trebuie din sat de strâns, când e nevoie mare. Chiar și teritoriul grădiniței la dumneavoastră, iar a ieșit și ai de un tur la acolo, ca un elefant. Nu, Eu zic chiar de teritoriul grădiniței. Eu n-am stat acolo, dar voi nu ești părinte. Așa e la gunoi, unii ură de gunoi.
Nu, ele fără gunoi, ele dă un fărfărie, frumușel, mănâncă, ele altfel câine noastră, unde nu-i mâncare, eu nu stă. Așa că luați voi, toți conducătorii subdiviziunea, vă rog frumos, care când sunt pe teritoriu, anunțați după ce facem noi plasa asta, îi anunțăm de strâns, depozitat în corp. Că mâncarea care rămâne, o dați, am găsit noi o persoană mângăjoa, care ați să dăie călică de mâncare rămășuțele de la școală și grădinițe după un colo la timp. Tot ce va rămâne, nu mănânc copii, tot eu în fermul organizat. Așa că domnul Xandru divide de cheltuieri și eu înțeleg că asta e o problemă. Nu doar vedeți singur, înseamnă căutați cineva o firmă care ne-ar presta așa servicii și nu-ți cheltuieri mari, că nu puneți de serpere scumpă, dar puneți de rapeți. Așa că nu cred că să fie cheltuieri mari, dar întrebarea trebuie să o ajungă în sat, e o nevoie cu câini. Ce se referă la câini? Tot așa ești întrebare și la Boiană Nouă. La voi tot acolo sunt. Nu sunt mult, dar sunt scarți. Sunt apoi apără. Bine, atunci situația la Boiană. Facem ordine în sat, așa probleme mari n-avem. Păi sunt începută că sunt iarbă. Tot i-am spus că o să și la cimitir. La ședința trecută noi am zis, dar teritoriul bisericii îi păsuie? Tot, da. Spus, la cimitir, biserica, la drum acolo, tot a scos ascăță până asta. Ordinul a făcut acolo, mă decos. Reparația colțului de la club, care am zis cu am vorbit cu domnul Înfri, a spus o să te muleacă, că el are și de lucru, nu știu, stau ce termin aici. Eu nu știu cum ați lucrat voi cu un fric, el lucrează patent. Da, am vorbit. Noi n-ați putea să ne echităm cu dumneavoastră. S-am căutat altcineva, altă firmă, eu nu știu ce, dar mă las fac, pentru că bani numerat, Maria n-are. Noi nu mă pensionăm să fie. Da, bine. Ușurile tot așa, tot se desim. Tot așa, da. Noi nu putem să ne echităm cu dumneavoastră, că el e pe patent. Bine. Atunci începem, domnul Adrian, situația la stadion. Mașina de păsut, ea s-a dus la? Da, am luat și l-am cusit ăla. Poftim? Și l-am cusit ăla. Ați cusit? Da, la altă timp. Și cu? Stadionul și al mic, l-am reparat ăla. Scândurile, da, le-am pus. Plasa de la stadion și al care e reparat. Plasele pentru poartă. El a fost. Trebuie găsit unde Constantin Cios ca să intereseze unii fel știi medieni și trebuie dus de văzut cât costă și... E dus de văzut cât costă, de luat plasă normal, că acolo interesul lumii, chiar interesul lumii cu așa plasă. Au fost plasă noi acolo, puse. Și scoșele noi, nu știu, și încă una. Plasele vechi, care au rămas de la porțile expoate la stadion, noi am cumpărat aici în urmință cele vechi. Întrebați unde sunt ele și poate s-ar putea cumva de pus acolo plasele vechi. Dar plasă trebuie să fie, nu frumos acolo. Ce e cu datul stadionului? Care s-a răsut? În care s-a adus urmă? Când dimineața, atunci seara, dar în fiecare zi adică s-a urmă. Da, nu udați câte 15 ani cu urmă? Nu, câte o oră. O oră deodată, când ei simt, că acum câte arsă, noi, da, eu recunosc că intram ceva în cheltuieri, suplimentare, în pierderi, dar vreau să menținem complex sportiv, mai ales terenul la situația care este, numai decât ideea redus orele de joc și antrenament, cum am zis, un antrenament pe zi a ăștilor echipa care Speranța și noi mai avem duminica joacă literalii și avem copii. Da. Copiii nu sunt așa grei ca ceilalți, dacă se joace de pildă să fie între zi două antrenamente, inclusiv copiii ăsta nu-i tare periculos, dar vă rog că păstrat terenul așa cum este. Când o să fie ars sau o să mai scadă leac, atunci o să o dăm mai rar. Acum o dat în toată ziua. Nu, în fiecare zi o dăm. Fiecare zi. Care astăzi o trebuie să vină electricianul să instaleze contor la bazin. Și prizele și ele aici nu au fost. Stau, eu am rămas dimineață. Bine, atunci mâine de verificat. Da, nu pe. Păsați-vă rog, mâine dimineața verificat elecțiunea de ce nu poate la complex. Eu dimineața vin aici și noi să ne trăim în calimă. Eu dimineața nu pot dimineața. Poate? El a fost dimineața. Noi le-am întâlnit afară. I-a spus să duc să instaleze contorul. Deci nu aici intrat parte întrebări așa nu-s.
de urgență, dar la complex sportiv a fost instalat, fiindcă nu-i evidența energiei electrice care o consumă asta, bazinul. Așa. Încă o întrebare care a fost ridicată la ședința operativă de luni trecută. Barierele pe strada Livezilor și strada Tineretului e deblocat străzile într-o metodă sau alta, dar dacă este bariera instalată ca cu posibilitate să treacă rutiera, o lăsați. Dacă e ceva mai jos, lichidat tot ca să treacă rutiera. Noi am convenit aici, să convenim după ședință cu domnul Vlad și cred că după posibilități să ia să plecăm la fața locului și să le demolăm. Adică, cum ați spus dumneavoastră, dacă este necesitate, înseamnă că o scoatem totul. Dar dacă ar fi acolo că spate trece, înseamnă că îi lăsăm numai bara de sus și restul de mână. Vreau să vă aduc la cunoștință că barierele au fost instalate ilegal, care acordul primăriei și faceți așa un mod, da, ele sunt binevenite pentru mașini de marfă mari, să nu treacă pe acolo, sunt de acord. Dacă se nu poate treacă autoturismul nu este bine, bine și rutierele. Dacă nu e în bază sesizare noastră, nu? Noi am documentat cauza, noi ne-am autosesizat și am rezistat și am terminat sesizare încoace. În bază la sesizare noastră, domnul dumneavoastră, făcut... La momentul actual sunt probleme, vine un domn, nu știu cine, a venit că noi am vorbit și până la curtinul de alege și după aș părere stau tot acolo până acum. Tot aceeași întrebare cu construcția sau instalarilor denivelărilor partea carosabilă. Livezilor. Spădeau cei care... Patim? Spădeau cei care vin Botoșani și Sfânta Maria, care până nu... Mai avem o stradă care... Înseamnă că străbați de demolat, ar fi bine venit de găsit cine le-a instalat să-l demolim. Cu amendare, fiindcă tu aici dăm cine și dorește. Complicat, nimeni nu spune nimic, toți. Eu vă înțeleg că e complicat, dar ar fi bine, eu am zis că ar fi bine. Dacă nu, în cazul contrar, de demolat, de lăsat, fiindcă este un pericol, voi țineți în minte ce au fost pe strada Matievici, când lângă Alexei Sofroni, noi am instalat denivelări și am fost penalizat. 4 zile au stat aici lucrători politici că n-am demolat. Eu nu vreau să ajungem la așa caz. Ei instalează din capul lor, dar noi pe urmă trebuie să avem consecințe. Nu cred. Eu nu știu ce găsiți, sunt excavator de este mici pe roți, s-au dus și-au demolat de acolo cu căușul și gata, și pasul terminat. Dar ceva măsuri trebuie să luat. Este lege. Denivelărilor, partea carosabilă se instalează cu, mai întâi din masă plastic, care s-ar putea demonta în perioada de iarnă și cu instalarea semnului pe acolo este denivelat. Dar nu așa cum le dăm cap la picat. Încă o întrebare la stația Termos, domnul Cucereanu, la Alina Cosmetic, acolo Alina Cosmetic. Nu este semnul de oprire a rutierii 190. La noi a fost precautat încă ruta 140, unde tot nu sunt toate semnele, și cu extinderea în cartierul locativ nou. Ar fi binevenit ca noi să programăm undeva rutierile, să instalăm semne de oprire a rutierii. Așa. Ca informație, domnul Vlad, noi am avut o întâlnire cu conducerea rutei 190 și 140 și am ajuns la o decizie, fiindcă este un demers de la o doamnă de pe strada Bisericii, să o numim așa, da? Sfânta Maria. Potim? Strada Bisericii, de Sfânta Maria. Ave Maria, așa este. Strada la biserică care merge, se întâlnesc cu tur-retur două rute, 140 și 190 și lumea nu prea e de acord cu așa ceva și noi am ajuns la concluzia că de la cimitir
ruta 140, vine până la strada Hâșdău și se ridic pe Hâșdău înspre strada Botoșani. Și merge mai departe pe Botoșani. 140, am zis. 40 intră pe la Botoșani și coboară. Intră pe la Botoșani și coboară pe Nucarilor și mie merge pe Sfânta Maria, nu primar. 190 intră. Dar ei acum merg pe Sfânta Maria. Nu, aici ele se intersectează. 190 vine de la cimitir și ele ies. Una ies, ies în coace. Ele ambele rute acum merg de la cimitir până la Mătierici. Da. Păi da, asta și întrebarea, că să nu meargă. 140 nu merge pe la cimitir. 140 merge pe la Nucarilor și coboară în Lari. Nu, asta este. Pe urmă, e ies pe... Nu, domnul primar, asta e câte o coincidență, mă rog, acolo este, ele rar se întâlnesc, dar se întâlnesc cu ambele odată. N-are semnătate o rută de scoși pe strada Sfânta Marie, de readresat pe alt stradă, eu după cum a fost înțelege, la 140, de unde la primea acolo, 190. 190 merge până la Mătinievici. Și vorba să meargă la Ilie Furga în Valer, să ia da. Spisea și mai departe, ei când vin de la cimitir... Să nu vii până la Matei, dar să ia așa la deam. Pe Hâșdău. Apoi eu, dar eu nu de asta am zis. 190 unde 140. 190, dar 140 duce la... Ei doar iese și iese în coace la ieșire. Orice caz, noi împreună cu domnul Vlad trebuie să verificăm la fața locului dacă într-adevăr este așa, fiindcă s-au adresat oameni și noi trebuie să luăm o măsură oricare cu răspuns, doamne, demersul la dumneavoastră. Trebuie să mâine o să dați ultimul termen, dacă mâine îmi dau variante lor și după aceea ei variante lor trebuie să îmi dă ei nou în scris. De asta spun, mâine să îmi dă și noi studiam să luăm o decizie oricare cu răspuns pensionarului, chiar s-au luat așa măsuri concrete la această studiune. Bine, ne clarificăm. Cu barierele vă clarificați dumneavoastră după ședință. Da, ne clarificăm cu barierele. Da, da. Doamne Schiana, care e situația la dumneavoastră? Doamne, rege, mă copăm graficul, eu cu tatăl nu avem altă, ceva în activitate. Așa. Eu m-am uitat, dumneavoastră ați fost foaie de bani 200 mâini, da? Da. Dar unde a fost mașina? Eu 200 mâini n-am luat. În concediu. Șoferul în concediu? Da. Asta e altul de bani, dacă e în concediu, da. Bine, și ați fost, ați văzut utilajul nou? Nu știu, ea se activează. Cum de azi? De vineri au fost pacienți. Care vin, ei au activat tot timpul de activează de acum cu plumbare. Și cel mai important, eu am rugat-o pe doamna Valentina când nu era din azi, îmi dăi statele de personal, așa și nu mi-a dat. El era la mine să iei domn primar și eu i-am spus contabilul, l-au făcut, am înțeleg, noi nu am dat nimeni să iei, erau la contabil. Eu am mai fost odată și întrebat, dar prima dată eu am spus că, eu am spus că nimeni nu ne arde. Nici o problemă. Dar să dați, și pe urmă e de-o, eu și m-a refuzat categoric. Îi transmis deci la doamna Natalia că ele trebuie să fie acolo în regulament și eu m-am scrivat cu dumneavoastră. Mulțumesc. Eu ies contabil să-l fac. Așa, grădinița Sălcioară. Situația la dumneavoastră cu scara, domnul Ițan, noi am vorbit scara aceea unde ai pus tu bariera, e foarte bine, dar partea a doua am zis că s-o faceți pentru... Pentru cărucioare. Pentru cărucioare. Când o să fie acolo. Cam 30. Săptămâna asta, în vineri sunt făcut. Notați-o, mă rog. Și dumneavoastră vă notați că vă țin de luni. Eu am de luni, îți vă întreb. În proces verbal, luni la dare de seamă, se spune că e tot gata. Foarte bine. Eu chiar sunt curios de așa activitate. Așa, cu reparația în grup, ei au zis că două săptămâni. O săptămână a trecut și a rămas săptămână și asta. Eu cum văd, carul încă e acolo. A fost sâmbătă și tot nu vrea să o mișcați sâmbătă până asta. Păi asta e. Atunci când nu se mișcă, dumneavoastră apelați la doamna Marina, ei cunoaște, nu știu, firmă care face, de pus o leagă de sare pe rană. Azi că ea să vină domnul Gheorghe, nu l-am mai văzut. Că nu el acolo sunt lucrează. A venit el sau nu a venit, totdeauna
lucrurile nu merg așa. Au fost doi băieți, a lucrat, am avut părut și două doamne și așa, dormind, mâncicior, rod, podul, asta nu-i lucru. Noi nu avem atâta timp la dispoziție că să ne copiii în alte grupe sau închipuiți-vă că acum o să vină oameni din concediu și o să vei copiii și la grădiniță, ce să-i spuneți lor? Am mers pe calea ca să nu închidem grădinița, să nu stopăm activitatea, numai din motivul că ne-am făcut promisiuni. Dar nu uitați că mai avem trei grupe. Merg încet și v-am zis de țava cei care... Am vorbit așa... Ia să aveți, da, fiindcă trebuie să vedeți discurs, domnul Alexandru spun ție cine acolo lucrează, la etajul 2, cum se numește grupa șirină? În dreapta, când te urci pe scări. Acolo este o țavă care se duce pentru aerisire, duce aerul în port, sus, la etajul 2. Era așa legat cu bucat de scoci, e trebuie demontată, să iei de masă plastică de jos, de acoperit frumos, de făcut colțul din tăi tăi de tinguit ca oameni, că ei spun, da, aici stă țavă pe noi din port, noi ne stăpuim, asta nu-i lucru. E demontat, de tinguit și pe urmă de instalat la loc. Bun, ați dat primat acolo pe ulei și a fost scoate și a să-i dea voi... Ne spune, nu știu cum vreau. Și nu a scos-o? Trebuia să-mi duc acum. Țava cei care merge în sus, o scoate, schedeam, îi bătrâne cât grădinița, îi devârsta grădiniță, pune țava de masă plasă frumos nou, ca să fie deja la reparație, capitalul nu ne mai întoarcem înapoi. Uitați! Bun, am înțeles, domnul. Aș trec și am să mă uit și hotărâm întrebarea pe loc. Cu... instalația la robinetele care sunt jos, eu văd că ele stau așa într-o râlă, nu știu cum, cine răspunde, tot în grupa asta, stau țările astea trântite, jos, acolo le mai calpălea, cu apeductul pentru... Nu, acolo este domnul Crăciun, trebuie să duc să vadă și situația, eu am strec și să văd... Dar tu lui deodată scrie, trebuie să unde duc să vadă, că eu am fost de vă două ori, el se uită la soție. Eu las duc acolo, dar soție să ține vă acasă, bine? Bine. Hai te rog, frumos ca cât mai repede de făcut grădinița. Și ne mai întoarcem încă o dată, eu am scăpat din vedere, noi practic în prealabil am vorbit, defășarea la 5 arbori de la studenți, 3 la studenților 3 și 2 la studenților 5. Noi am fost la fața locului cu domnul, este cum îi zice, da. Și ne-am uitat, terminăm cu este cum îi zice, cu gheaburile de la casa 5 și 3, și pe urmă ne apucăm de defișoarea este de copaci. Domnul Ciuran, autorizația de defișoare e la mine. Facem un contract cu domnul Zoie, nu știu cum, dar copacii care mai ales cresc chiar din subsol, de la casă. L-ai văzut aici, de la post? Da, l-am văzut. El chiar și e un pericol pentru clădiri, că el mai pare, dar și ei duc în subsol. De defișat numai decât și masele noastre de depozitat pentru... O să mai adresez la noi pensionare, să mai avem la cineva și tot de făcut un proces verbal de masă luminoasă. Las fiile luminoasă. Bine, înțeleg. Curățirea copacii, pentru că noi am vătat de făcut curățirea copacii. Venim noi, este să venim de mă și să facem un proiect tot acolo. Noi știm și de toate. Și-mi place la domnul Alexandru, el chiar știe dacă le faci, măcar nu le fură. Ia așa. Dar totdeauna noi tot facem domnul Ilar, nu spuneți la nu uitați, crengele la Sălcioară foarte bine, că dumneavoastră, noi de ce facem lune ședințe operative? Fiecare spune toate întrebările, că este legat una de altă. Este un pericol, copaci plopice înalți. Dacă se rupe vă creangă, doamne ferești, care știu un copil, vă știți care sunt consecințele cu asta? Și n-ar fi... Totdeauna trebuiește, este cum îi zice, trebuiește, vâșcă, trebuiește, cât ai să vedem... Acolo de măcară nu vă mai trebuiește. Căutați unitate de transport. Noi avem agenții economici care stau în preajma străzii, în preajma satului și vând fel de fel de macarale. De luat... Și ea tot lucrează așa chiar, dar eu tot e greu cu dânsul meu. Încă o dată mă repet, că este agent economic. Dar puteți fapt pentru rădiniți și un aport așa, fără chiar. Că noi îi hrănim din cont statul, copiii și educăm. Dacă face o afacere de bine pentru grădiniți, tot pentru copiii lor care sunt acolo, cred că nu e mai cade coroană. Noi numerar nu avem de unii bani prea întâmpinat. Găsiți? Eu v-am zis ce trebuie făcut, dar metoda o găsiți. Da, alte întrebări care le aveți la grădiniți. Bine, Ilie Funda, domnul Iorgu. La multă este bine, cinci grupuri de grădiniți, restul școala, toată lumea în concediu.
exemplu, n-am început, așteptăm săptămâna asta, urmează să procurăm materiale de construcție și săptămâna viitoare să efectuăm reparația acolo unde e necesar, pentru că mare parte păstrat și vom face doar cosmetic. Vă referiți reparația în interiorul clădirii? Și în interior, și în afară. Mie mă interesează digul de protecție din afară și trebuie să-l facem, ca să nu fie el așa patat, tarcat, că cum este la un metru de față. Acum trebuie, nu știu, trebuie să chemăm niște specialiști, trebuie să-i chemate în fiecare an. Și problema noi nu s-a luat în sfârșit. Chemați alți, fiindcă și ei care au fost, au făcut și au păzut înapoi. Nu dispunem acum de mijloace financiare, noi am luat strict necesar, care putem să facem. Acolo necesită lucrări mai ample. Cred că trebuie să dărâm și să facă din nou ca să fie ceva durat. Și cu terapoata și activitate au fost... O să se instaleze. Cine? Care au căzut, aveți? Da. Lucrătorii care sunt pe loc, pur și simplu am comandat clei, da, clei urmează să-l aducem și o să instalăm. E cu noi frumos, cam așa e. Da, știu, dar trebuie să ai cu ce. Și terapoata care de asemenea trebuie mai fixat, tot o să o punem până la sfârșit. Aceea e favajul de, pe, da. De la intrare în școală și da, se ajuta, da. Acolo tot nu spuneau de clei sau ceva, nu știu. Dar nu normal. Urmează să aducă astăzi, a plecat domn Nicolae, mașina de pus pe iarbă. Da. Ca să putem să ne cosim iarba după necesitate. Electric, da? Da. Și în rest, rezolvăm toate aspectele care mai sunt. Cu formarea grupului, clasele întâi, v-ați spus? Acum urmează, am început lucrul cu și grupul de grădiniță. Câte clasă vom lucra? Trei. Patru ați programat? Nu, e necesar neapărat patru, trei, pentru că avem 30 și ceva de copii, ca 30 cam așa. Deci mai bine 4 pe 25? Sau nu permite? Dar nu avem 25, minim 25 de exemplu. Nu v-a ajuns la papă. Dar nu, e bine așa. Nu, n-ați luat decizia, pur și simplu. Da, noi am dat deja informații și la direcții. Eu știu cu cât mai mulți, mai puțin copii în clasă, pentru că mai ușor fiecare copil de clasă o atenție mai mult decât în spate și în copii. Dar cât mai multe clasă, cu atât mai multe cheltuieli. Dați-vă că noi suntem la autonomie financiară. Acum asumțe. Suntem bine toate. Așa. Și luăm decizii ca să fie bine pe toate planurile. Dar se poate perifraza mâlea cu cheltuieli. Să nu sunt cheltuieli, dar să investiții în viitorul nostru. Da, de acord. Aici bani nu trebuie să plătim. De acord. Nu, dar noi respectăm actele normative de la minim 25 până la 35 de copii. Noi nu avem, avem 30. Vreau să o luați decizia, dar numai uitați-vă să fie în favoarea copiilor. Întotdeauna le luăm doar în favoarea copiilor. Dacă nu vreți alte întrebări, doamna Talea, aveți un anunț? Noi ne pregătim de ședință Consiliu și acum la conducători și diviziuni, dacă aveți ceva... Nu, domnule, nu. La asta nu punem nimic, da? Prima domnul trebuie păi nu întotdeauna mergem ceva înainte, mai înainte de Consiliul Municipal, că e următoarea ședință, o zis că o fac în septembrie, pentru că noi nu rămânem în urmă așa. Da, noi trebuie comisie să-i formăm. Da, este important, vedeți cu eu. Nu numai aici, au apărut întrebări și la șef postului de poliție și mai sunt întrebări în calitate, care depind de formarea comisiilor. Doamna Rina, aveți vreun anunț? Doamna Rina, nici nu vreau să spuneți salariul o să fie la timp? O să fie? Dar este tot anul. Cum fie? Dacă nu sunt prezent. Așa. Impozite, vă rog. Noi ne pregătim la, deja de oară să-mi scădiem avizile, adică să reușească lumea pe 15 octombrie să plătească fără penalități. Sunt foarte mulți podrăboabă care încă nu au stat impozite și sunt multe impozite. Odată ce a trecut luna iulie definitiv, vreau să expun rezultatul. Pentru impus imobiliar s-au executat 54% și pentru funciar planul s-a dublat, adică
e supra planul, să ne prim. Vă sunteți dezvoltați unilateral, într-o parte prea, dar alta deloc. Nu, la noi se cam compensează așa. Sperăm că trebuie și pentru asta. Da. Și asta e tot care e. Da, mulțumesc. Și acum o adresare. Domnul Vlad, dumneavoastră, Marina și șeful Regiei Comunale, cred că Șcuceleanu, ar fi vreau să vă implicați în continuarea mai departe, verificarea autorizațiilor de funcționari, fiindcă voi cunoaște situația, că noi suntem, nu numai noi, toate localitățile sunt verificate de Inspectorat Fiscal în activitatea noastră. Și n-ați vrea ca noi, pe urmă, să rămânem cu obrazul patat, că noi n-am luat măsuri cu cei care n-au autorizații de funcționare, care sunt expirați sau, mă știu, dintr-un motiv oricare. Văd că după primul control al vostru, teancuri întregi de cereri pentru prelungire autorizații de funcționare. Înseamnă că un efect oricare a fost. Scopul nostru nu este de a pedepsi agenții economici, de a avertiza într-un mod oricare, că ei sunt obligați ca să activeze conform cadrul legal și atunci, dacă chiar depistați ceva încălcări, luați măsuri conform legislației în vigoare. Dar chiar, hai să spunem așa, nu, poate nu prea corect mai spun, dar autorizația, astea sunt veniturile noastre, din ce noi putem și supraviețui aici în localitate. Noi avem foarte mulți agenți economici și dacă pare de pildă 3-500 1000 de lei nu chiar important, dar dacă sunt 100 câte 1000 de lei, 100 de agenții economici, cred că deja o sumă oricare se acumulează. Aveți întrebări cineva? Vă doresc o săptămână frumoasă tuturor.